lacul din Godeanu. În emisiunile anterioare am început să vă prezentăm descoperirile și surprizele frumoase pe care am avut în incursiunea noastră, în premiere la Natură și Aventură, în masivul Țarcu Godeanu și zona lacului Poiana Ruscă. O văd. Am urcat să vedem caprele negre ce au revenit după mulți ani de absență în această zonă. După care am finalizat, evident, în jurul focului cu o slănină prăjită pe lespede. În această emisiune mergem mai departe în periplul nostru din zona munților Țarcu Godeanu să vedem și alte vietăți sălbatice. Da, s-a luminat destul de bine. Poate că am stat puțin și prea mult. Focul a ras toată noaptea. Continuăm aventura. Vă reamintesc că suntem în Poiana Rusca. De data asta ne-am trezit de dimineață, la prima oră. De-abia acum se crapă de ziua, mergem cu pătru într-un loc, la o pândă. Principiul pe care ne bazăm acum este faptul că animalele, în perioada asta anului, la sfârșitul verii, vin în livezile de poame, se hrănesc noaptea și după aceea se retrag în pădure. Se crapă de ziua, până aici am venit cu mașina, urcuș, greu, pieptiș. Foarte greu de urcat, chiar și cu mașina. De aici lăsăm mașina, liniște mare, luăm trepiedul, mergem în observator. Liniște, stăm acolo până pe la 8 dimineața, să vedem dacă vine ceva. Da, de avem noroc și vine. Da, liniște în pădure la ora asta. Nu se aude nici măcar o drujbă sau ceva, liniște totală și noi trebuie să mergem în liniște absolută pentru că se prea poate ca animalele să fie deja ieșite în punctul de observație. Niciodată n-ai cum să știi. De obicei vin seara, dar se întâmplă să vină și mai repede. Încercăm să pătrundem în cele mai ascunse locuri ale pădurii și de acolo să vânăm imaginile animalelor sălbatice înlocuind pușca cu aparatul de filmat. Arma pe care pătru o poartă în spinare e doar pentru siguranța noastră, în caz că dăm nas în nas cu ursul. Jir. Au de mâncare, da. Deocamdată nu-i nimic la rânitoare. Se putea întâmpla să surprindem un animal la rânitoare. Nu-i cazul acum, nu-i nimic la rânitoare. Probabil o să urcăm în observator și așteptăm. Capriorul a luat-o la goană, așa că noi ne putem instala în observator, nu înainte de a vedea, după urme, ce animale au fost în zonă. Cerb mistreț, ăla ce-i? Capriorul? Exact pe mocirlă. Ce cerb mare! Veni la sare, în asta e sare. Ce urmă de cerb.
ultima dată când a fost aici, acum 3 zile, a văzut 2 urși. Este un vier mare, acei. Ăsta care a trecut cu urmele în cor, are niște urme de copite. Ce vine, în afară de căpriorul ăla, la care și văd urmele acum aici. N-am văzut nimic. Se întâmplă, nu totdeauna vin. De obicei aici ce vine? Urs și mistreț, ha? Și cerb. Acum mergem să vedem cu pătru pentru care camere de luat vederi. Uite, urmă de cerb. Hai să vedem. Ce a fost aici peste noapte sau nopțile trecute sau ziua. Asta e ca o bancă de imagini surprinsă pe mai multe zile. Hop. Ceva a trecut prin cadru pentru că nu, hop, un țap. Ăsta cred că e țapul. Cred că e țapul pe care l-am și găsit aici. Asta e clar. Dar nu, ăsta e chiar țapul care l-am chiar în dimineața asta e imaginea. Uite-l. Uite-l. Uite-l cum se uită în cameră, minunat. Minunat, un țap tânăr. La 3 ani undeva, foarte frumos. Hop, un țap și un țap, tot țapul și ăsta, tot țap, uite că coarnele, amândoi sunt cu coarnele necurățate. Amândoi tineri, s-ar putea să fie frați. Hop, noapte, ciută, ușor de recunoscut după urechi. Uite că miroase, miroase camera. Mistrețu. Asta e un vier. Hai, mă, hai, uite, mănâncă porumbul. Fuge cu el. Un cerb și un porc. Tot un vier, un vier mare. Ia uite aproape cât cerbul. Și ăla e un cerb mai mare, mai frumos. De cum îi lucesc ochii. Parcă cerbul e deranjat. Hai, măi. Op, ce e asta? Că nu-mi dau seama ce e un dihor. Dihor. Dihor sau jder? Uite, și un șoricuț. Opa, uite, extraordinar. 2 cerbuci tineri și 2 ciute. Uite cum stau, e de fapt să răcoresc mocirlă. E acolo mocirla și să răcoresc. Mai ales vara pe căldură vin și le place treaba asta, mai scapă și de paraziți, de fapt, cu noroiul ăsta. Uite cum se tăvălește, da,
stă o ciută, o ciută bătrână, o ciută mai tânără și doi cerbuci. Fantastic. Văd că numai cerbi se... Ai așa ceva, asemenea imagini, mai rar am prins. No, ați văzut, a meritat să ne trezim la ora aia dimineața, să urcăm până sus în munte. Ați văzut ce faună sălbatică, încă natura României mai ține destule animale. De fapt, despre asta e vorba la natură și aventură. Au trecut câteva luni și odată cu sezonul rece am revenit în munții Țarcu Godeanu în încercarea noastră de a surprinde imagini cu caprele negre. Am revenit pentru că am făcut astă vară o măsună împreună cu Pătru în care am încercat să observăm caprele negre și am conchis atunci că mult mai bine ar fi devenit la sfârșitul toamnei când frunza s-a scuturat. A început alergatul. Da, în mod normal ar trebui să fie adunate în cârduri. Săptămâna trecută am observat un cârd de vreo peste 10 bucăți. Și încercăm să ne apropiem de ele pe poteca de vânătoare construită. Da, ele nu mai stau acum în golul alpin pentru că... Nu, e zăpadă, pe golul alpin s-au tras în pădure și da, sperăm să le găsim. Da, ca să ne înțelegem foarte clar, alergatul caprelor negre înseamnă că începe perioada de reproducție. Și țapii încearcă să apropie cârdurile de femele cu pui și să se împerecheze. În perioada asta anului sunt și mai puțin vigilente. Da, sigur că da, nu sunt atente, mereu se deplasează dintr-un loc în altul. Pe... Așa, o să încercăm să urcăm până într-un punct de unde pe cărările făcute de tine le căutăm. Le dibuim, așa, le dibuim, da. Așa se spune. Bine, hai să mergem și mai vedem. Se anunță o zi frumoasă, nu este un nor pe cer. Minunată vreme, Țarcului sunt încărcați de zăpadă și aici jos avem ceva zăpadă. O vreme foarte frumoasă, nici nu speram la așa ceva. Hai! Aici vin. Deci de acolo vin aici, pe sub pietroiul ăsta. Și trec încolo. Chestia asta, dar atunci asta e zona. În ăla nu se duc sus. Da. Am văzut două capre negre. Bineînțeles, când am oprit mașina, au șters-o. Presupunem că trebuie să fie undeva aici deasupra noastră, dar sigur, pădure, între timp frunza a căzut, se vede mai bine, dar încă n-am reușit să le vedem. Sunt undeva aici, dar stau mascate. Oricum, asta nu era un plan, nu e ușor să nu credeți cumva că mergi la capre negre și vezi așa capre negre, că dacă ar sta la toată lumea să se uite la ele, n-ar mai exista neamul caprelor negre. S-au speriat de mașină. Da, s-au speriat de mașină să prindem poteca. Am abandonat mașinile jos, lângă râu, pe drumul forestier, pentru că ne-am hotărât totuși cele două capre văzute de Pătru, care probabil este un țap, pentru că e unul foarte mare, cu o capră, are o potecă, o să încercăm să urcăm, să ieșim deasupra lor. Ei, cu puțin efort, dar n-ai încotro. Mai ales la capră neagră, nu ești la iepuri de dizuină. Decât așa ușor prin pădure, încet, zgomotul râului acoperă oarecum zgomotul pașilor noștri pe zăpadă, încercăm să le apropiem, să le găsim. Uite că găsești în pădure, dacă știți, te uiți, așa cum știe Pătru, găsești tot timpul urmele dramelor de peste noapte. Ce avem noi aici, știi ce s-ar putea să fie, Pătrule? O ieruncă după penelele roșii. Probabil o pasăre de noapte, o bufniță, ceva, o... și-o găsit de mâncare. O prins o altă pasăre, dar care cred că e o ieruncă după coloritul penelor și după... Vezi că sunt niște pene roșcate. Vezi? O organiță? Da. Probabil.
O ieruncă. Sunt niște pene roșcate care sunt de pe piept. Dar asta cred că e de azi noapte, după cum arată. Da, e de azi noapte, sigur. Da, uite, vezi ce spuneam? Pana roșie. Asta nu-i sânge, asta e pana roșie. Nu-i sânge. Aici, ori o gaiță, ori o ieruncă. Găinușă de alun. Am găsit urmă de capră neagră. Se pare că merge pe direcția în care ne deplasăm și noi. S-ar putea să le găsim în zona Potecii. N-am izbutit să prindem caprele. De aici am schimbat puțin tactica. Eu cobor pe partea asta și pătru luatul deasupra mea este o stâncă, sperând că sunt undeva la baza stâncii, să le pigă de acolo încoace. Măcar să le vedem. Trebuie să cobor să nu ajungă cumva înainte mea caprele. Simțit, au trecut încolo și de aici, de sub stânci, au trecut înapoi. Pătru îmi face semn de acolo că le vede urmele trecute de aici înapoi și eu le și văd pe acolo. Așadar, o să încercăm să le găsim mai încolo. Uite că n-am înțeles prea bine. Pătru mi-a făcut semn. Nu înțeleg prea bine, dar se pare că le vede undeva, le aude, nu știu. Versantul celălalt, uite-le. Una, două, trei capre. Nu mă mai uit, ar trebui să fie mai multe, nu? Uite încă una, uite încă una. Uite-o, cum stă pe stângă, minunat. Aici mai trebuie să fie, uite capra neagră în, cum poate fi a mai superbă, pe stâncă. Este emblematică imaginea asta pentru Carpații României. Capra s-ar potrivi cel mai bine ca și simbol al munților. Uite încă una. Simbol al munților noștri. Uite încă una. O capră cu un ied mare și încă o capră. Îmi dau seama, dacă e țap sau capră, se uită în jos. Uite-l. În total sunt vreo... De fapt, pătru șoptește că zona asta este un grup de vreo 8-10 bucăți. Thank you.
iacătă sunt, dar pentru ca să le putem vedea mai bine, Pătru se duce acum pe seară și are niște camere de luat vederi cu senzori de mișcare pe care le instalează în locurile în care știe că ele trec pe cărările lor și sperăm să le prindem, să le vedem mai bine. Am recuperat camerele de luat vederi și acum, evident, uite, ăsta e primul cadru, ceva declanșat, o pasăre putea fi. Hop, hop, asta e o spinare de capră neagră. Și uite și un țăpușor, uite și un țăpușor, urechile, uite cu flutură din urechi să spe, alungă muștele de armiteri. Bun, hai și tu în cadru, Bun, se și vede că e mai mic decât mama. Gata. Hai că poate mai apare ceva, nu se știe. Uite-l țăpușorul. Asta e iedul țăpușor. Asta nu-i capră, se vede că e ied. Seamănă foarte bine cu caprele domestice, așa la conformația feței. Și se vede și la corp. Uite ce frumos. Codița neagră deja se prefigurează blana de iarnă. Se uită. Uite, vine maică sa după el, nu lasă singur prea mult. Adevărul e că iezii de capră neagră, trei iezii de capră neagră ar fi pierduți fără mame, mai ales în perioada iernii. Simpatic iedul țăpușor. Adevărul este că sunt imagini foarte rare. Să surprinzi capra neagră așa de aproape în libertate se întâmplă rar. Ăsta este meritul lui Pătru, care nu degeaba le păstorește și le ocrotește de atâția ani. Asta a fost aventura în munții Țarcu Godeanu, la vânătoare de imagini cu animale sălbatice. O aventură la fel de palpitantă și atunci când e vorba de specii comune, cât și de specii atât de rare cum e capra neagră. Până data viitoare, la revedere!